Un bărbat a cheltuit sute de euro la medicul veterinar pentru a afla de ce șchioapătă patrupedul său. Când au venit rezultatele analizelor, omul a rămas șocat. Cățelul lui nu avea absolut nimic la picioare, dar pentru că bărbatul își rupsese piciorul și mergea în cârje, câinele său a început să imite comportamentul. Un bărbat din Marea Britanie a cheltuit sute de euro în încercarea de a afla care este motivul pentru care cățelul său șchioapătă. Billy, un patruped în vârstă de doar 9 ani, a impresionat o lume întreagă, după ce stăpânul său, Russell Jones, a făcut publice imagini emoționante în care apare alături de el șchiopătând. Bărbatul a cheltuit mai bine de 300 de euro la medicul veterinar în încercarea de a afla ce se întâmplă cu patrupedul său. Bărbatul, care avea piciorul în gips, a observat că patrupedul a început să șchiopăteze, așa că a luat decizia și l-a dus imediat la medicul veterinar. În urma investigațiilor medicale, specialiștii au stabilit că animalul său de companie era perfect sănătos și că începuse să-și imite stăpânul. Bărbatul avea piciorul în gips de mai bine de 6 săptămâni, după ce și-a rupt glezna în timp ce spăla geamurile. Animalele sunt foarte grijuli și ne învață empatia. Atunci când proprietarul său nu se mai putea deplasa, Billy a decis să-și șchiopăteze prin empatie. Ulterior, videoclipul a devenit viral. În timp ce unii au glumit că patrupedul este un excroc, mai mulți oameni au considerat că este un gest impresionant. În 2011, oamenii de știință de la Universitatea din Viena au cercetat comportamentul animalelor domestice și au ajuns la concluzia că patrupezii își vor imita stăpânii chiar și atunci când nu este în interesul lor să o facă. Relatează știrile canalde.ro.